Slăviți să fie numele Domnului, dragi frați și surori, vă binecuvântăm pe toți în numele Domnului și vrem din nou să ne unim inimile și împreună să-L binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Amin. În această dupămasă, masă, dragii mei, cu ajutorul Domnului, am să vorbesc din Psalmul 133, chiar dacă s-au mai vorbit și altă dată, dar este un cuvânt foarte minunat și cuvântul acesta, când mă gândeam cu câteva zile în urmă, m-a rugat și am zis, Doamne, ce să vorbesc pentru ziua când voi fi pe platforma aceasta, Domnul este aici împreună cu dumneavoastră. Și oricât am căutat să caut alt cuvânt, nu mi-a ieșit psalmul acesta, n-am putut renunța la el. Și este scurt, nu este decât trei versete, dar este un psalm plin de cuvintele lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, Uh, și aș vrea să citesc cuvintele acestea care spun în felul următor Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care turna pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmântului lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului. Căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Amin. Slăvi să fie numele Domnului. M-am uitat la psalmul acesta, dragii mei, și mărgând de aici, din psalmul acesta, m-am dus după trimite și după ceea ce mi-am adus aminte din cuvântul lui Dumnezeu. Cât de minunat este un loc. Așa cum începe versetul acesta, ia ce plăcut, ce dulce este să locuiască frați împreună. Este plăcutoare pentru noi, dragii mei, lucrul acesta? Iată ce plăcut. Interesant lucru, dragii mei, că mi-am adus aminte și am vorbit și altă dată din Ieremia. Sunt felurite plăceri. Dar din Ieremia 2 cu 33, dacă vreți să puneți, ce spunea cuvântul Domnului? Uitați-vă ce spunea Ieremia în vremea lui, în versetul 33. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești sau ce-ți place. Chiar și la nelegiuire te deprins. Însă, mulțumesc mult, însă mulțumesc și mulțumim Domnului că aici, în această zi, Domnul ne vorbește prin cuvântul acesta ce plăcut și ce dulce este să locuiască frați împreună. Este un mare har, dragii mei, atâta vreme cât Dumnezeu mai îngăduie pacea aceasta. Că Dumnezeu ne dă harul acesta, libertatea aceasta, să ne putem bucura împreună de această bucurie, de această plăcere de a fi împreună. Așa cum spunea salmistrul Odinioare în, în, salmul 84, fiul lui Core, spunea ce sau cât de plăcute sunt locașurile tale. Auziți cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne oșterilor. Sufletul meu suspine și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Pentru că sunt plăcute locașurile Domnului. În locașurile Domnului sau în locașul Domnului locuiește Dumnezeu să coboară Duhul Sfânt, slăvi să fie în numele Domnului. Și să nu uităm, dragii mei, că și noi suntem un locaș sau un templu. Vă aduceți aminte și este așa de cunoscut cuvântul din 1 Corinteni 3 cu 16. Nu știți că voi sunteți templul sau dacă vreți locașul Duhului Sfânt în care locuiește Dumnezeu? Nu știți că voi sunteți templul Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Știm fraților lucrul acesta. Știm că este plăcut să locuim împreună și când locuim împreună, Domnul se coboară la noi. Mă întorc la Psalmul 84, în versetul 4, unde scrie Ferice de cei ce sunt în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. De aceea ai plăcere împreună, frață mei, când suntem la închinare, când suntem în prezența Domnului, când locuim împreună, când ne adunăm toți împreună să zădim altarul rugăciunii, împreună să-L preamărim, să-L proslăvim, să-L glorificăm pe Dumnezeu care ne-a creat, care ne o iubit atât de mult, dragii mei, că l-a dat pe Hristos pentru noi să ne mântuiască, că ni s-a descoperit este o har, o binecuvântare, o plăcere, dragii mei, o bucurie de nedescris. Următorul verset din 84, versetul 5, spune Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Și uitați ce spune cuvântul și ce spuneau fiului Corepsa în salmul acesta. Când străbat aceștia, valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia târzie o acoperă cu binecuvântări. Continuă versetul următor și spune Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Glorie lui Dumnezeu și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu care ne a adunat la o și o, o turnat în noi dragostea aceasta pentru El și unii față de, altul, de alții. Să avem plăcerea aceasta, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frață împreună. Mulțumesc, slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. M-am uitat, dragii mei, ce înseamnă dragostea aceasta curată, care a turnat-o Dumnezeu în inimile noastre. Am găsit pe paginile Sfintelor Scripturi doi tineri despre care cuvântul lui Dumnezeu vorbește lucruri foarte frumoase. Însă s-a întâmplat ceva deosebit în viața uneia dintre acești tineri și spunea cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți să puneți 2 Samuel capitolul 1 de la 23 la 26, aici este vorba despre moartea lui Saul și a lui Ionatan. Însă ce vreau să scot în relief, veți vedea la ultimele, penultimul verset. Deci de la 23 spune așa, Saul și Ionatan, auziți, care s-au plăcut. Ce am citit în Psalmul 133, iată ce plăcut și ce duce este să locuiască frați împreună. Aici spune Saul și Ionatan care s-au plăcut și s-au iubit în timpul vieții lor, n-au fost despărțiți nici la moarte. Erau mai ușor decât vulturii ei. S-au plăcut, s-au iubit și au luptat până la moarte, au rămas împreună, tată și fiu. Dacă ne uităm în timpul vieții lor, s-au petrecut și alte lucruri între ei dar au rămas în luptă împotriva vrăjmașului, uniți până la moarte. N-a reușit nimeni să-i despartă. Au murit împreună pe câmpul de luptă, luptând pentru poporul Israel. Slăbiți și binecuvântați să fie numele Domnului! Saul și Ionatan care s-au plăcut, frații noștri, surorile mele, dragi prieteni, iubim pe Dumnezeu! dar pe noi, unii pe alți, între noi, legătura aceasta frățască, sinceritatea aceasta, este plăcută înaintea lui Dumnezeu? Este o plăcere când ne vedem, când ne adunăm la oaltă? Domnul să facă lucrul acesta să fie cu adevărat o realitate în viața noastră, mări să fie numele lui Dumnezeu. Apoi versetul 24 din 2 Samuel, capitolul 1, Versetul 24 spune, Ficele lui Israel plângeți pe Saul care vă îmbrăca în stacăjiu, în stacojiu și alte podoabe, care vă punea gătel de aur pe hainele voastre. Următorul verset. Și acum uitați-vă ce spunea aici cuvântul Domnului. Cum au căzut vitejii în mijlocul luptei. Cum a murit Ionatan pe dealul tale? Și vine versetul 26, unde David vorbește aici, dragii mei, spunea în felul următor. Mă doare după tine, frate Ionatane, tu erai plăcerea mea. Dragostea ta pentru mine era minunată mai presus de dragostea femeiască. Lăsați versetul acesta un pic aci. Vedeți, dragii mei, când cade un frate în luptă, răpus, lovit de vrășmașul, șchiopătează din neveghere sau în luptă, cade, ne doare pe noi de căderea fratelui nostru? Putem spune și noi ca David despre frații noștri? Tu erai sau tu ești plăcerea mea? Dragostea mea pentru tine este minunată mai presus de dragostea femeiască? M-am minunat și m-au mișcat aceste cuvinte, dragime și m-am dus să vedem ce l-a determinat pe David să rostească cuvintele acestea. Uitați-vă, dragii mei, în 1 Samuel, în capitolul 18, 1 cu versetul 3, ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, ce spunea în, în 1 Samuel, capitolul 18, cu versetul 3. Dar haideți să citeți la versetul 1 ca să, ca să aibă o înțelegere. Deci versetul 1 punem David în David sfârșise de vorbit cu Saul și au zis ce spunea aici cuvântul lui Dumnezeu. Și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. M-au mișcat atât de mult cuvintele acestea, dragimei. Era în lege. Și nu uitați, David era un cioban. Era un om de rând. Era un om simplu. Ionatan era prinț, fiul de împărat. Aștepta să domnească. După moartea tatălui său, după rânduia la legii, el trebuia să domnească, să stăpânească, să fie împărat. Însă, când l-a văzut Ionatan pe David, când a văzut felul lui de purtare, când a văzut însoțirea pe care o are David din partea lui Dumnezeu, cum Duhul lui Dumnezeu este peste el, cum îl folosea Dumnezeu, Sufletul lui Ionatan s-a lipit de Sufletul lui David și Ionatan spune cuvântul că l-a iubit ca pe sufletul din el, mări să fie în numele lui Dumnezeu. Putem iubi oare pe frații noștri? Sau putem să facem și să rostim în dreptul nostru, dragii mei, când privim pe frații noștri cu care sperăm și credem că într-o zi vom intra în veșnicie, vom intra în împărăție, putem să spunem cu curăție de inimă frate, te iubesc în Domnul, că Domnul m-a iubit și din pricina faptului că Domnul m-a iubit și o turnat dragostea sa sfântă, curată, cerească, divină, dumnezească, pot să te iubesc și eu, așa cum mă iubește Hristos. De nu putem face lucrul acesta, dragii mei, și de nu ne iubim unii pe alții, cum o da poruncă Domnul Iisus Hristos ucenicilor odinioară, Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu? Mă rog Domnului, Domnul să se îndure și să toarne dragostea aceasta. Lăsați, veniți la versetul 2 și apoi la 3. Unde cuvântul Domnului spune, în aceea zi, Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Următorul verset, versetul 3 unde cuvântul Domnului spune așa, Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Un prinț cu un om de rând, cu un oier dacă vreți, cu un cioban. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Mare lucru, dragii mei. Și uitați-vă și versetul 4 și 5. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Versetul 4. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. Unde ați mai văzut vreodată în lumea asta un fiu de împărat să-i se lege inima de un roban, de un, de, un, de, un de un muritor, de un om simplu? Iunoier. Ca dovada dragostei care o avea Ionatan în față de David și-o scos mantaua, i a dat hainele sale, sabia, arcul și cingătoarea lui. Mare lucru, dragii mei. Mare lucru. Ce putem învăța noi de la, de la, de la citirea aceasta, dragii mei, de la exemplul acesta? Avem multe de învățat. Zic Domnul să ne întărească, să ne binecuvinteze, dragii mei, și să ne ajute să putem face același lucru, cum vorbește și am citit aici cuvântul lui Dumnezeu despre Ionatan, care a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Acum, în capitolul, 18, tot, versetul, capitolul 19, iertați-mă, versetul 2, din nou vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu. Citim de la 1, dacă vreți, iertați-mă. Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. De ce i s-a lipit sufletul lui Ionatan de David? A văzut sinceritate, a văzut dragoste, a văzut că era în el Duhul lui Dumnezeu. A trecut o perioadă de când Saul îl oprisă pe David să rămână la curte, să rămână cu el, însă vrăjmașul, Duhul rău pe care îl trimisese Dumnezeu peste Saul din pricină că nu ascultase, venea un Duh rău din când în când la Saul și îl necăja, îl teroriza dacă vreți nu avea pace, nu avea liniște. însă David când punea mâna pe harfă și cânta, duhurile acestea sau duhul acesta trebuia să plece, pentru că în cântarea cântată de David era Duhul lui Dumnezeu prezent și duhul cel rău, chiar dacă era trimis de Dumnezeu și îngăduie de Dumnezeu să vină peste Saul, n-avea putere. S-au întâmplat lucrurile acestea când Saul a căutat să-l omoare din gelozie pe David. Și uitați-vă legământul făcut de Ionatan cu David. I-a dat mantaua, i-a dat hainele, i-a dat sabe, i-a dat arcul, i-a dat cingătoarea. Când a venit momentul critic în viața lui David și Saul i-a spus fiului său că vrea să-l omoare, Aici se dovedește dragostea și legământul făcut, dragii mei, care dăinuiește, care nu se rupe, un legământ curat, sfânt, dumnezeiesc, rămâne și în moarte, până la moarte. Versetul următor 2, uitați-vă ce spunea cuvântul lui Dumnezeu aici. Deci în versetul 2, Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David. I-a dat de știre și i-a zis: Tatăl meu, Saul, caută să te omoare. Păzește-te, dar mâine dimineață stai într-un loc tăinuit și ascunde-te. Și să duce Ionatan cu cuvântul mai departe, în versetul 3. Eu voi ieși și voi sta lângă Tatăl meu în câmp în care vei fi, voi vorbi tatălui meu despre tine, voi vedea ce va zice și voi spune. Ionatan a vorbit versetul 4, bine de David tatălui său, să nu facă împăratul, a zis el, un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine, din potrivă a lucrat pentru binele tău și a pus joc, în joc viața ta, versetul 5 a ucis pe Filistian și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelului. Tu ai văzut și te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să o omor fără pricină pe David? Și versetul 6, uitați-vă ce înseamnă, dragii mei, legământul, ce înseamnă dragostea, ce înseamnă vegherea asupra căilor noastre. Să nu ne lăsăm ispitiți de diavolul, un plus de ură dacă ne face cineva rău, să-l blăstămăm, să-i dorim moartea. Sau să nu mijlocim pentru el. Sau l-a ascultat glasul lui Ionatan, a jurat zicând, viu este Domnul că nu va muri. Ce înseamnă dragostea curată, izvorâtă, dintr-o inimă curată, dintr-un suflet curat, dragii mei. Ionatan se interpune între David și tatăl său. Mijlocește și de data aceasta câștigă în mijlocirea lui. Biruiește dacă vreți și obține iertarea, promisiunea din gura tatălui său. Numai că din păcate, n-ați în dragi mei. Versetul 20, capitolul 20, am să citesc de la versetul 41. Spune cuvântul lui Dumnezeu, deci capitolul 20, tot de aici din 1 Samuel, de la 41 la 42. Spune în felul următor, după plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miază zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de trei ori. Și auziți ce spune cuvântul Domnului aici? Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. De data aceasta, hotărârea de moarte a lui David era luată de Saul. Nu mai era scăpare. Și Ionatan îi deduse un semn lui David și cunoaște, nu vreau să intru mai în adăcime, numai ce am vrut să scot de aici, dragii mei. Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frați împreună. Această dragoste care a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi între cei doi tineri, spune cuvântul lui Dumnezeu, recitesc versetul 41 din 1 Samuel, capitolul 20. După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miază zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. Când au știut că viața lui David este în primejdie și că n-a mai căpătat în durare înaintea ochilor lui Saul, David a trebuit să fugă. Ionatan l-a ajutat, dragii mei, i-a dat de știre Însă, ultimul rând din versetul 41 spune, David mai ales se prăpădea de plâns, plângea că nu-l putea opri. Vedeți, recitesc din nou, după plecarea, băiatul David s-a sculat din partea de mează zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. David mai ales se prăpădea de plâns. Păi cum să nu plânzi când știi că viața ta este în pericol și trebuie să te desparți, nu doar de împărat, care te urește, care te caută, vrea să te omoare și nu ai făcut decât bine, dar de prietenul tău care te-a iubit mai mult decât pe sufletul, lui, ca și pe sufletul lui. Uitați-vă versetul 42 ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 42. Și Ionatan a zis lui David, Du-te în pace! Acum când am jurat amândoi în numele Domnului zicând, Domnul să fie pe vecie între mine și tine, între sămânța mea și sămânța ta, David s-a sculat și a plecat, iar Ionatan s-a scul... întors în cetate. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu! Și ultimul verset care vreau să-l de aici, din capitolul 23, spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 15, am să citesc două, trei versete despre întâmplarea aceasta, dragii mei, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, David văzând că Saul a pornit să ia viața, a stat în pustia zif în pădure. Versetul 16. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. Vedeți, dragii mei, ce face dragostea? Ce face jurământul? Ce face o inimă curată? Ce face frica de Domnul când știi că viața fratelui tău, lăsați versetul un pic aici, când știi că viața fratelui tău este în primejdie de moarte, cu riscul vieții lui, dragii mei, din nou Ionatan se duce la David. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu când ești deznădăjduit, când nu știi încotro să te duci, încotro să o apuci. Ce faci, dragul meu, frate, sau ce facem pentru cei, cum spuneam la începutul vorbirii, dragii mei, loviți de soartă, care au căzut în luptă. Lăsați vesetul aici, uitați-vă, mă duc la Iacov, în capitolul 5, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 19 și 20. Citesc de aici, lăsați versetul aici, că cunosc, față cuvântul. Fraților, dacă s-arătă ce vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarci un altul, care-i datoria mea ca frate, ca slujitor, ca copil al lui Dumnezeu? Că își mă lau cu Dumnezeu de dimineața și până seara. Dar când se întâmplă o necază, o nenorocire, când cade unul dintre frații mei în luptă, cum e atitudinea mea? Ce atitudine iau, dragii mei frați și surori, față de cei căzuți în luptă, care au luptat pentru adevăr? Mă doare pentru căderea lor. Fac ce spunea Iacov în capitolul 5 cu 20. Să știți că cine întorce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. O sumedenie de păcate să acoperă și torci, întorci un suflet din calea rătăcirii Lui de la moarte. Doamne, dă-ne lumină, umple-ne de dragostea Ta și de pacea Ta. Lăsați aici versetul că mă voi întoarce. Însă, dacă sunt aici în partea aceasta, dragii mei, mi-am adus aminte... De Iuda, ce spunea și Iuda cu privire la cei ce cad pe cale, dragii mei? Uitați-vă în capitolul, în, în Iuda, în versetul 20, am să citesc până la 25. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viață veșnică mustrați pe cei ce se despar de voi și auziți ce spune versetul 23. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care vă poate, care poate să vă păzească de orice cădere, dacă stăm în picioare, dragii mei, și dacă mărturisim numele lui Dumnezeu, Dragii mei, este datorită faptului că suntem mai sfinți, mai neprihăniți, mai buni decât alții? Nu, dragii mei, ci cum spune cuvântul, Ia la care vă poate, poate, să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățeșați fără prihană și prinde bucurie înaintea slavei lui, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Isus Hristos, Domnul nostru să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte e toți veci și acum și în veci, amin. Dacă rămânem în picioare dacă mai putem vesti Evanghelia și dacă mai putem, frață mei, să ne adunăm la oaltă, să plângem împreună, să ne bucurăm împreună, este doar datorită Harului și îndurării lui Dumnezeu mări să fie Domnul. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. David fugea, David avea nevoie de întărire, dragii mei. David avea nevoie de îmbărbătare. Ionatan, Ionatan i-a întărit încrederea în Dumnezeu. Ce har, ce binecuvântare să avem, dragii mei, aceste daruri în noi, să lucrăm cu ele, dragii mei. Bunătate, milă, credincioșie rugăciunea să o înălțăm spre Domnul pentru familie noastre, pentru noi, dar și pentru cei ce sunt prinzonieri sau au căzut pe cale, dragii mei. În versetul 17 următor, de aici din 23 spune, și a zis, nu te teme de nimic, mare lucru, dragii mei, că -și mâna tatălui meu, sau nu te va atinge. Ce încredere i au pus și i dat Ionatan lui David, dragii mei. Nu te teme de nimic că și mâna tatălui meu sau nu te va atinge. Și auziți, m-au uimit cuvintele acestea. Să recunoști pe cel de lângă tine, alesul lui Dumnezeu, chematul lui Dumnezeu, împuternicitului lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu care e chemat de Dumnezeu, știi că va domni înaintea ta. Știi că are un dar mai puternic sau mai bine cuvântat decât mine sau decât tine. L-a Dumnezeu cu mai multă putere, cu mai, multă, mai, multe dauri și dau cinste. așa spune cuvântul lui Dumnezeu, în dragoste, dați-vă întâietate unii altora. Ionatan spunea, nu te teme de nimic, că-și mâna tatălui meu sau nu, nu te va atinge. Și auziți ce spune? Tu, nu eu, și era prinț. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu, Saul, știe și el bine lucrul acesta. Mări să fie numele lui Dumnezeu. Mulțumesc mult de aceste cuvinte, nu mă duc mai departe cu citirea, pentru că vreau să mai vorbesc și alte lucruri din psalmul acesta care l-am citit, dragii mei, din 133, niște cuvinte foarte minunate. Ce înseamnă să ai o inimă curată? Nu degeaba se ruga David și spunea lui Dumnezeu, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua Duhul tău cel sfânt de la mine, mărească-s numele lui Dumnezeu. Cât de minunat este lucrul acesta, dragii mei, Acum m-am uitat în cartea Filipenilor la capitolul 3 cu 16 ce spunea apostolul Pavel aici celor din vremea lui și ce ne spune nouă în vremea de astăzi. Uitați-vă, dragii mei, ce spunea Pavel, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Și zic la aceasta: Doamne, întărește-ne, binecuvântă-ne, îmbracă-ne cu putere. Ca în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Pavel se duce mai departe, următorul verset și spune versetul 17. Urmați-mă pe mine, fraților. Și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Urmați-mă pe mine, fraților, frații mei, surorile mele și dragi prieteni, dacă sunteți, oare ca slujitori al lui Dumnezeu, ca copii mântuiți și răscumpărați prin jertfa Domnului, am putea spune celor ce nu cunosc pe Dumnezeu și sunt pe punctul de a-și preda viața Domnului, vin la casa Domnului și vor să se pocăiască, să încheie legământ cu Dumnezeu, am putea să le spunem, uitați-vă la mine, uitați-vă la noi, călcați pe urmele noastre, că și noi călcăm pe urmele lui Hristos. Domnul să ne îmbrănicească, dragii mei, să ne luptăm această luptă bună ca să nu se hulească numele lui Dumnezeu. Pentru că vine Pavel în versetul 18 de aici, din Filipeni, și spune în felul următor: că și am spus de multe ori, și vă mai spun și acum, plângând: Sunt mulți care să poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. O, Doamne Dumnezeule, păzăște-ne de așa ceva. Să te întorci la Dumnezeu, să mărturisești cu gura ta în fața marturilor văzuți și nevăzuți, că îl iubești pe Dumnezeu și că vrei să-L slujești până la moarte, că iubești pe frați, pe frață cu care ai legătură, cu care te închin, cu care prost proclama cuvintele din Psalmul 133. Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frați împreună. Și bogățiile, plăcerile, păcatul viacului acestuia să pună stăpânire pe tine și să te întorci înapoi, să calci legământul și să devii un vrăjmaș al crucii lui Hristos. Doamne păzaște -ne. În altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spune că pentru oamenii aceștia ar fi fost mai bine să nu cunoască calea mântuirii, să nu cunoască pe Hristos. Să ne păzească Dumnezeu, dragii mei, pentru că uitați ce spune versetul 19, tot de aici din Filipen 3. Ce se întâmplă cu cei ce devin vrăjmași ai crucii lui Hristos? Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeu lor este pântecele, și slava lor este rușinea lor, și să gândesc la lucrurile de pe pământ. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Mă rog Domnului și cer îndurarea Domnului peste noi, toți dragii mei care mă ascultați, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere, să ne sfârșim alergarea cu bine umblând în lumină, trăind în neprionire, fiind lumin și sare în lumea aceasta, călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos, fluturând steagul al de în numele Domnului, să nu ne rușinăm niciodată în al mărturisii, dragii mei, căci nici El nu se va rușina de noi. Slăvi să fie numele Domnului, mă opresc ca cu citirea, nu mă duc mai departe, deși este foarte frumos ce, ce urmează. Mă întorc la capitolul 133, dragii mei, și m-am uitat că dăm o trimitere în Evrei 13 cu 1. Ce spunea versetul acesta din 13 cu 1 Evrei? Stăruiți, auziți dragii mei, stăruiți în dragostea frățească. A stărui înseamnă a ne lupta, a persista, a insista a nu te lăsa stăruiți în dragostea frățească și mă rog Domnului să ne dea puteri la lucrul acesta, e o mare necesitate în vremea aceasta în poporul lui Dumnezeu, dragii mei. Fățărnicia, viclenia, prefăcătoria, răutatea, face ravage în rândul creștinilor, în rândul celor ce nu vechează, dragii mei, asupra căilor lor, nu citesc cuvântul, nu stăruiesc în rugăciune, nu se delenicesc cu postul și cu rugăciunea. Doamne, nu ne lăsa să urâm pe, pe nimeni. Degeaba spunem, te iubim, Doamne, și urâm pe frații noștri. Cunoașteți ce spune în epistola lui Ioan? Nu suntem decât niște mici noștri, dragii mei. Sau în 1 Corinten capitolul 13. Dragostea acopere, rabdă, suferă. Domnul să ne mărească dragostea și să ne ajute să stăruim în această dragoste, dragii mei. Apoi în versetul următor spune, și am să vorbesc câteva cuvinte de aici, dragii mei, este ca un de lemnul de preț care turna pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. M-am uitat la cuvântul acesta, unde lemnul acesta, care a fost turnat pe capul lui Aron. În Exodul, în capitolul 30, dragii mei, de la 25 la 30, dacă vreți să puneți, să vedeți că arată Cuvântul lui Dumnezeu aici. Uh, nu mă un pic, iertați-mă. Dacă vreți de la 22 și apoi până la 30. Uitați-vă ce cuvinte minunate. Eu, eu, când am citit cuvintele acestea, vă spun, m-am minunățit. Am fost uimit de felul în care Dumnezeu l-a sfătuit pe Moise și a dat porunca aceasta cum să se, să, să, să se prepare un delemnul acesta. Spune de la versetul 22, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Ia din cele, ascultați cu atenție ce spune cuvântul Domnului, versetul 23. Ia din cele mai bune mirodenii, 500 de sicli de smirnă, foarte curată, nu oricum, foarte curată, jumătate, adică 250 de sicli de scorțeșoară, mirositoare, 250 de sicli de treste mirositoare, Versetul așa, următor, 24. 500 de sicli de casia după ciclul sfântul locaș și un hin de un delem de măslinie. Apoi versetul 25. Cu ele să faci un un delem pentru ungerea sfântă. Un delemnul acesta, așa în să vă arăt, dragii mei, că nu se putea duplica, n-avea voie să-l facă altcineva cu ele să faci un undelemn pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare, făcută după meșteșugul făcătorului de mir. Acesta va fi undelemnul pentru ungerea sfântă. Următorul verset, până la 30, vă rog. Cu el să ungi cortul întâlnirii și chivotul măturiei. Versetul 27. Masa și toate uneltele ei, sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămâierii, 28. Altarul arde e tot cu toate uneltele lui și ligianul cu piciorul lui. 29, vă rog. Să sfințăște aceste lucruri și ele vor fi prea sfinte. Oricine se va atinge de ele să va fi sfințit. Interesant lucru, dragii mei. Unde lemnul acesta a pregătit, după porunca lui Dumnezeu avea puterea și era folosit pentru ungere și când se ungea cu un de acesta, toate lucrurile care sunt numerat, oricine se va atinge de ele, vasele care și ligianul și piciorul lui erau sfințite, oricine se atingea de el devenea sfânt. Dar urmează și spune să ungi de asemenea pe Aron și pe fiul lui și să-i sfințești ca să fie slujba mea ca preoți. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, ce spune aici cuvântul Lui Dumnezeu este ca un de lemnul de pres care turna pe capul Lui, se pogoară pe barbă, pe barba Lui Aaron, se cobora pe marginea veșmitelor Lui. Aceasta a fost porunca Lui Dumnezeu pentru Moise. Acest un de lemn, când a fost uns, a coborât de pe capul lui Aron pe barbă, se pogora pe marginea vezmichelor, slăvi să fie numele Domnului. Apoi versetul 33, uitați ce spunea cuvântul lui Dumnezeu. Oricine, versetul 33, oricine va face un um de lemn ca el sau va unge cu, un, cu el pe altul, va fi nimicit din poporul lui. Apoi versetul 83, 38, adică scuzați-mă. Aici era vorba despre mirodenii. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 38. Oricine va face tămâie ca ea, ca somiroase, va fi nimicit din poporul lui. Unde lemnul și tămâia mirositoare nu aveau voie să le folosească în altă slujbă. Unde lemnul pentru sfințire, pentru ungerea lui Aaron și a fiilor lui și tămâia aceasta mirositoare trebuia adusă numai Domnului, slăvi să fie numele lui Dumnezeu. Frață mei, știți că și noi am fost unși? Știm că și peste noi a fost făcută ungerea aceasta? Uitați-vă ce spune a doua Corinteni, capitolul 1, de la versetul 20, 20, la 22. Deci în a doua Corinteni, în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricât i-ar fi, ele toate în el sunt da. De aceea și pe care îl spunem noi prin el, este spre slaba lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și acum uitați-vă, dragii mei, versetul 21 ce spune? și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu mărit să fie numele Domnului. Avem ungerea aceasta peste noi, dragii mei? Am fost unși de Dumnezeu cu Duhul Sfânt? Versetul 22. El, El ne-a și cetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Dragii mei, să avem grijă de ungerea aceasta, de Duhul acesta Lui Dumnezeu, cu care am fost uși pecetluiți, de arvuna aceasta care ne-a dat-o Dumnezeu. Pentru că uitați-vă ce spunea Isaia în capitolul 63, dacă nu greșesc, caut să, 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 citesc, să vedeți că este vorba despre Duhul Sfânt, dragii mei, pe care trebuie să avem mare grijă cum ne purtăm. Uitați-vă, Isaia, capitolul 63, spune cuvântul lui Dumnezeu de la 9 la 12. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor. Și îngerul care era înaintea feței lui i-a mântuit. El însuși a răscumpărat în dragostea și în îndurarea Lui și necurmat a sprijinit și a purtat în zilele din vechime. Versetul 10. Uitați-vă cu luarea mintea la versetul acesta. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, virgulă, ce urmează. Iar el, Duhul Sfânt, li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. O, Doamne, păzaștine! Versetul 11. Atunci poporul său și-a adus aminte din zilele, de zilele străvechi ale lui Moise și a zis Unde este acela care a scos din mare cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhului cel Sfânt? Și versetul 12. Care povățuia dreapta lui Moise cu brațul său cel sfânt, cu brațul său cel slăvit, care despica apele înaintea lor ca să-și ca să facă un nume veșnic. Dragii mei, frați și surori, știți că Duhul Sfânt se poate întrista? Știți că Duhul Sfânt să sufere? De aceea, dragii mei, să avem grijă și vreau să citesc cuvintele acestea pentru că sunt scrise. Mă uiți și la ceas și o să căutăm să ne apropiem, dragii mei, de încheiere. Uitați-vă, Efeseni, capitolul 4, versetul 30 până la 32. Sfatul care ni l dă Dumnezeu prin Pavel. Să nu tristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuliți pentru ziua răscumpărării. Domnul să ne păzească și să nu ne lasă, dragii mei. Cum să întristează Duhul Sfânt, versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Putem spune cu toții, amin? Amin, Doamne, ajută-ne! Amărăciunea aceasta face răvagini în viața noastră, dragii mei. Iuțâmea, supărarea, deznădejdea, necredința. Dar să dea Domnul să piară și să n-aibă stăpânire în viața noastră și stăpân să rămână Duhul Dumnezeului Celui Viu. Mări să fie Domnul. Versetul 32. Uitați-vă, dragii mei. Puneți versetul 32. Uitați-vă ce spune aici, dar înainte de a cita acesta, mă duc și recitez din nou versetul 1 din 132 din 133, iată ce plăcut și dulce este să locuiască frață împreună. Când locuiesc frață împreună, când Duhul Sfânt e în noi, e între noi, ne uitați-vă ce trebuie să facem. Din potrivă fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum va a iertat și pe voi, și Dumnezeu pe voi în Hristos. Mări să fie în numele Lui Dumnezeu. Câte fapte ți-a iertat sau mi-a mi 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 iertat Dumnezeu dragii mei, frați și slori, de unde te-a scos? de unde m-a scos Dumnezeu? am uitat cumva lucrul acesta? ce ne cere Dumnezeu astăzi? să locuim, să locuim împreună ca frați să fim buni unii cu alții miloși și, iert, și iert, să iertăm unul pe altul cum ne-a iertat Dumnezeu în Hristos așa să iertăm și noi și Domnul să ne ajute la lucrul acesta și apoi dragii mei mai este versetul 3, care spune, este ca roa hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul Binecuvântarea viața pentru veșnicie, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Mulțumesc mult, m-am întors la Psalmul 133, de la versetul 3. Acum, dragii mei, m-am uitat la roa aceasta, care se cobora pe munții Sionului, nu știu tinerii mai ales de aici, din America și din până Europa, care au dat de bine, nu mai trebuie să se scoale dimineața, să se ducă să pască vitele sau să aducă ceva mâncare pentru animale. Nu mai știu ce e roa. Dar umblam de scuz, dragii mei, ud la picioare. Dar era iarba aceea și mai ales înspre toamnă. Mai aveam grijă de vite înainte de a merge la școală. Le mai pășteam câte o oră, două înainte de a merge la școală. Și umblam desculți. Pentru că îmi păstram sau ce aveam să nu iud, să nu mă duc cu la școală. Dar mă înghețau picioarele, degele până, până mă încălțam să mă duc la școală. Dar nu aveam ce face. Umblam prin rouă. Și era rece, dar era bună. Slăviți să fie numele Domnului. În Genesa, în capitolul 2, de la versetul 5, spune cuvântul lui Dumnezeu, în ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și cerul nu era încă pe pământ, nici copăcel de câmp, nici arbă de pe câmp, nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om care să lucreze pământul. Și versetul 6 spune, ci un abur se ridica pe pământ și uda toată fața pământului. Un abur, din aburul acesta, se transforma și se face și ceasa, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu, roa aceasta, care se pogora, care era, era, este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Domnului. M-am uitat, dragii mei, în capitolul 4 din Deutronom, capitolul 4 cu 48 ce vorbește despre Hermon. Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 48, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Ținutul lor se întindea de la Aroier, care este pe marele pârâului Aron, până la muntele Sionului. Uitați-vă aici ce arată până la muntele Sionului care este Hermonul. Muntele Sionului care este Hermonul. Și versetul 49. Și cuprinde toată câmpia din coace de Iordan la răsărit până la marginea, așa, până la marea câmpiei sub poale munților Pisga. Muntele Sionului care este Hermonul. Acesta este muntele Domnului. Acolo dă Domnul binecuvântarea, mări să fie numele lui Dumnezeu. Puțin despre binecuvântare și o să închei, dragii mei. Leviticul 25 cu 21. Ce înseamnă să stai, să asculți de Cuvântul lui Dumnezeu? 25 cu versetul 21. Leviticul spune în felul următor. Haideți să citim de la, de la, versetul 18. Dacă vreți să puneți și verset, de la versetul 18. Garantarea binecuvântării, dragii mei, rămâne și vine în urma păzirii cuvântului Dumnezeu. Împliniți legile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le și veți locui fără frică în țară. Următorul verset 19, așa, 20 nu, 19, iertați-mă. Țara își va da roadele, veți mânca din ele și vă veți sătura și veți locui fără frică în ea. 20. Dacă veți zice, ce vom mânca în anul al șaptelea, fiindcă nu vom semăna și nu vom strânge roadele, al șaptelea an aveau poruncă din partea lui Dumnezeu să nu lucreze pământul. Și uitați-vă ce promisiuni le face Dumnezeu, versetul 21. Eu vă voi da binecuvântarea mea în anul al șaselea și ascultați aici. Înseamnă ascultarea de Dumnezeu. Și Pământul va da roade pentru trei ani. Într-un an, în al șaselea an, Pământul dădea roade cât în trei ani. Nu avem un Dumnezeu mare, nu avem un Dumnezeu puternic, care ne poartă în carul de biruință, care nu ne lasă să ducem lipsă de pâine și de apă, și trupește, și sufletește, ne hrănește, ne satură cu bucatele cele mai alease din lumea aceasta vorbesc. Dar când venim la lucrarea Duhului Sfânt, dragii mei, noi am fost unși, chemați de Dumnezeu și împuterniciți să-i purtăm numele în lumea aceasta cu cinste, să-l slăvim, să-l onorăm, să-l proclamăm ca Domn, ca Dumnezeu, ca stăpân în viața noastră, în casele noastre, în familiile noastre și în poporul Domnului. Slăviți și binecuvântat să fie numele Domnului. Acolo dă Domnul binecuvântarea, așa am citit versetul 3, din Psalmul 133. Eu vă voi da binecuvântarea mea în anul a șaselea și pământul va da roadele pentru trei ani. Următorul verset, versetul 24, spune cuvântul lui Dumnezeu: Când veți semăna în anul al 8-lea, veți mânca tot din vechile roade până la anul al 9-lea, până la noile roade. Veți mânca tot din cele vechi. slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Uh, mai citesc din Deutronom, capitolul 28. Versetul 8 unde cuvântul Domnului tot la binecuvântări ne duce, dragii mei. Deuteronom 8. Iertați-mă, 28 cu 8. Deuteronom 28 cu 8 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. E un cuvânt greu aici, dragii mei. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcirea minții și vei bâșbâi pentru neric ziua în amiaza mare ca orbul pentru neric. Nu vei avea noroc în treburile tale și toate zilele vei fi apăsat, prădat. Nu va fi nimeni ca să-ți vină în ajutor. Aceasta se va întâmpla, dragii mei, din pricina faptului că nu s-au ținut sau se întâmplă celor ce nu țin legământul, celor ce n-au păstrat poruncile. Am citit bine cuvântarea pe care am citit-o din Leviticul 25 cu 21 și apoi tot de aici de la versetul 3 a dat trimitere, frații mei, la acest verset 28 cu 8, ce înseamnă să se răzvrătească Omul împotriva lui Dumnezeu, dar cei ce rămân în legile și în poruncele lui Dumnezeu să împlinește cuvântul acesta, mulțumesc că l-ai afișat din nou, din Leviticul 25 cu 21. Eu vă voi da binecuvântarea mea în anul a șaselea și pământul va da roade pentru trei ani. mări să fie numele lui Dumnezeu! Am citit în Filipen, dragi mei frați, despre Pavel, care a spus că în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Și acolo Pavel arăta ce se va întâmpla cu cei ce calcă sângele legământului, care îți și ai crucii lui Hristos, sfârșitul lor, e vai și amar, dragii mei. De aceea, haide să rămânem în binecuvântare. Și ce vreau să citez la încheiere, ultimul verset, din 1 Petru, dragii mei, capitolul 4, versetul 8. Și mă voi opri la aceste cuvinte și zic, Domnul să vă binecuvintează pe toți și să ne întărească pe toți să rămânem în adevăr, în dragoste și una, dragii mei, că este plăcut. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții căci dragostea acopere o sumedenie de păcate mări să fie numele Domnului. Ce am citit din Iacov 5, 20, 19 și 20, când întorce un credincios pe unul care a rătăcit din rătăcirea căii lui, întorce un suflet de la moarte și acoperă o sumedenie de păcate. Asta este dragostea, dragii mei. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte și zic: Domnul să ne ajute, fiți binecuvântați de Domnul, vă încredințez în brațele Domnului și Domnul să ne binecuvinteze pe toți, dragii mei, să ne ajute să rămânem în pace ca să se poată împlini cuvântul acesta. Iată ce dulce, plăcut și frumos este să trăiască, frați împreună. Domnul să fie slăvit, amin, amin.